Pepsia, cum s-au osvădit odată între ele niște furculițe, niște linguri și niște cuțite. Mai întâi să-mi răspunzi la o întrebare. Tu ai obiceiul să te ciondănești cu prietenii tăi? Desigur că nu. Dar și de se întâmplă câteodată să te dezveți că nu-i frumos. Și apoi să vezi ce pățesc acei care se țin de ciondăneală. Și cum îți spuneau, ședeau odată pe masă la bucătărie furculițele și cuțitele. 6 linguri mari și 6 mai mici erau puse într-un ulcioraș. Se împăcau de minune, nu se obișduiau una pe alta. Cele mici le ascultau pe cele mai mari, iar cele mai mari le intrau în voie celor mici. Toate 12 erau curățele și harnice. Cele mici se sculau mai târziu. În schimb, cele mari munceau din greu la amiază. În vecinătatea lor, pe masă, trăiau 6 furculițe, una ca una, frumoase și ascuțite. Se zice că furculițele din firea lor sunt țepoase și țâfnoase. Să vedeți că furculițele acestea nu erau așa. Trăiau în pace și prietenie. Iar alături vesoiau și 6 cuțite, noi nouțe, și cuțitul cel mare de bucătărie. Toată lumea știa că n-au pereche la frumusețe, dar că și de bondoace nu le întrece nimeni. Rar se întâmplă să iei cineva vreun cuțit. Numai cel de bucătărie era la îndemâna fiecăruia, căci era priceput la toate. Curăța ceapă, tăia pâine. Ar fi vrut bietul să țipească măcar cu un ochi când ajungea seara. Era atât de trudit și obosit. Dar cuțitele cele frumoase, dacă se toloneau toată ziulica, le venea a se hârșuni. Și hai să-i caute nod în papur cuțitul de bucătărie. Ba că nu-i frumos, ba că l-a ghiontit pe cutare, ba că s-a uitat chiorâș la celălalt. Până la urmă o spuneau pe de-a dreptul că nu-l primesc în compania lor, că le șterbește din frumusețe. Dar lingurile de alături, auzind toată vorbăraia asta, nu le-a putut răbda inima. Dar tăceți odată gurilor sparte, ce v-ați pornit? Și ce ați năpădit la sărmanul cuțit că el lucrează pentru voi toate? Și-au luat cuțitul din bucătărie la dânsele. Dimineața, gospodina intră la bucătărie și primul lucru care trebuia să-l facă, să curețe niște cartofi. Când dă să iei cuțitul, dar cuțitul nu-i la locul lui. Vai de mine, ce mă fac eu fără cuțitul acela, că fără el, eu sunt ca și fără mâna dreaptă. Auzind vocea stăpâne, cuțitul se trezi din somn și fu pe dată lângă ea. Da, voi ședeți acolo, nu mi-ocupați locul degeaba pe masă, zise stăpâna, luând cuțitele cele noi și ascunzându-le în sertar. Și de atunci, cică, trăiește în voie și libertate cuțitul de bucătărie. Iar să se ciondănească cu el, nimeni nu îndrăznește, căci cei harnici și cinstiți întotdeauna sunt stimați. Iată ce poveste am vrut să-ți spun. Ei, de acum dormi. Noapte bună!